Bună seara, doamnelor și domnilor. Este joi, dar radiografiem ziua, o radiografiem pentru că trebuie, pentru că e necesar. O să vă ținem eventual la curent, pentru că, uite, se amestecă viața. Nu e așa simplă, nu e compusă dintr-un singur tablou. E vorba unui hâtru, e picture in picture viața. În seara asta e și un meci, da. Oameni buni, haideți să lăsăm meciul la treaba lui. Poate o să ne mai șoptească, dragii noștri colegi din regie, câte ceva în cască apropo de cât e scorul, da? Dar ca să bucurăm poporul, acolo e de bine, suntem la egalitate cu Germania. Da, fiindcă Steaua joacă cu VfB Stuttgart în seara asta, e 1. Merită să dăm o știre bună, să avem și noi o știre pozitivă. Nu înce e bine să o începem pozitiv. Radiografiem, vă spuneam, doamnelor și domnilor, în această seară, pentru că trăim zilele dinaintea campaniei electorale. E, și asta începe să arate niște drumuri pe care diversi domni, unii candidați, unii parlamentari cu acte în regulă, dar dorindu-și un al doilea, un al treilea, un al patrulea mandat, care cum a apucat, încep să bată cărări. Pe unde credeți dumneavoastră că le bat? V-ați gândit că la cetățean? E, nu prea. Începi să promită. Ce poți să promiți? Cam pe unde poți să te duci? Și dintr-o dată ai noștri aleși, mulți dintre ei, domne, unii poate de adevăratele, dar majoritatea, credeți-mă că nu-i cred. Devin cucernici. O, da. Descoperă biserica, descoperă gândirea pozitivă, descoperă biserica ortodoxă română, majoritate. Că asta este, suntem într-o țară eminamente ortodoxă și celelalte culte, le salut, n-am nimic împotrivă. Da, așa stau lucrurile, asta o spunem. Și acești domni încep să meargă, să caute soluții, să își caute poate unii dintre ei niște bilete de achitat păcate, mă gândesc, nu știu. Însă, în orice caz, în timpul acestei mișcări mai pocnește prin presă câte o știre. Așa, eu sunt suspicios întotdeauna când știrile simple, gen Biserica Ortodoxă Română a făcut un profit de 10 milioane de euro, îmi pun întrebări, dar așa simplă să fie știrea? Care-i scopul? De ce? Cum? Dacă într-adevăr lucrurile stau așa, oricare dintre dumneavoastră poate s-o fi întrebat de multe ori, dacă Biserica Ortodoxă Română are 10 milioane de euro, e o sumă pe care mintea românului cred că nu o poate cuprinde. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut vreodată cum arată 100.000 de euro cash. Cam cum arată un cub de mulți euro, nu cred. E o sumă mare. Sigur că ți se pare o bogăție. Și atunci se întreabă, dar de ce, dar cum, dar ce face biserica cu ei, dar de ce atâția bani, dar n-ar fi bine să, dar uite că mie mi s-a întâmplat să la biserică. Toate lucrurile astea însă, din păcate, mi se pare mie, devin ori o azvârlitură dintr-o parte în alta și sunt mai multe părți, să nu vă închipuiți că e o stângă și o dreaptă, că e un alb și un negru, da? Devin așa un război al cuvintelor peste gard, dar are ori o dezbatere, nu? Și eu vă propun în seara asta o dezbatere. Și vă propun o dezbatere deschisă. Pentru că ieri vă citeam la emisiunea pe care, mă rog, sau cu care încerc să vă provoc, acea oră la care citim, râdem, comentăm, începând de la ora 22, vă citeam o reacție care mie mi s-a părut extrem de interesantă și cumva altfel, a părintelui Eugen Tănăsescu. Alminteri și pe jumătate jurnalist, de ce să facem, uite, jurnaliștii au așa o abordare interesantă, care spunea că biserica nu poate fi scoasă de aici din context și pusă în altă parte, cu alte cuvinte, desigur. Biserica nu poate să fugă de realitate. Biserica există în această realitate, se adaptează cumva, am înțeles eu, și trebuie, într-un fel sau altul, să își îndeplinească misiunea, dar respectând cumva curentul general. Și ajunge, mă opresc aici cu prezentarea, pentru că vom discuta în seara asta, iar eu voi fi, îmi asum această postură, provocatorul, da? Cetățeanul, care nu vrea să înțeleagă, e simplu, și uite, nu vrea să înțeleagă decât foarte greu, vrea să îi se explice mult. Alături de mine, în această seară, Părintele Eugen Tănăsescu, Bună seara, doamnește. Mulțumim pentru directorul invitație. Radio Dobrogea, ca să spun așa, să vă definesc pe jumătate, am zis pe jumătate jurnalist, e corect? Nu știu, nouă ne plac jumătățile de măsură, dar probabil ați vrut să spuneți ceva. Am vrut să spun un om de comunicare. Mulțumesc. Așa. Și Părintele Cezar Axinte, bună seara, Bine v-am găsit. consilier la Arhiepiscopia Tomisului, deci la Constanța, pe probleme de contencios. Adică pe la bani, pe la, nu? E corect?
ca să înțeleagă cetățeanul. Mai puțin cu banii. Dar cu instituțiile. Cu instituțiile. Da, deci cu instituțiile cu care se ocupă de treburi administrative și financiare, așa e bine. Așa cu da. Hârtiile. Cu hârtiile, hârțoagele ne omoară în țara asta. Alături de mine, evident, ca în fiecare seară și mă bucur să se întâmple așa. Bună în Achetușa. Bună seara. Bună seara. Am să încep cu dumneavoastră, părinte Tănăsescu. Da, înțeleg ați că avut... generat... Dumneavoastră ați generat așa o... ați exprimat o părere și legată și de știrea aceea care a trecut nedezbătută, poate ar fi meritat, cu profitul care pare fabulos. Da, și nu e singura, e o întreagă campanie care vrea să prezinte biserica în tonul omului de afaceri. E o întreagă strădanie acestei campanii mediatice de a defini biserica un mare SRL al României, care... Da, și apar titluri. Da, 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 e vorba de o campanie. SRL, Arhiepiscopia, da. Așa, SRL și așa mai departe. Iertați-mă, chiar așa aproape, apropo de titlu, în loc pe colegii din regie să afișăm și noi un titlu, dacă se poate. Da, v-am întrebat. Da, deci este vorba de acest lucru și, bine, stând eu așa și cugetând ca românul, am zis să exprim și o părere pentru că am sesizat în spate o dublă perfidie a capitalismului. Chiar așa se intitula micul articolaș pe care l-am scris și l-am postat pe internet și care, iată, nu mă așteptam să ajungă așa departe cu mesajul. Este o dublă perfidie pentru că, pe de o parte, ca să spun ce am spus și în articol, să avem punctul de plecare, pe de o parte, sistemul ăsta capitalist în care trăim nu l-a generat biserica. Biserica s-a văzut târâtă în asemenea sistem și vrem, nu vrem, în ăsta trăim și trebuie să-i facem față și facem față cu costuri sufletești din ce în ce mai mari, pentru că spuneam eu acolo, capitalismul implică costuri sufletești din ce în ce mai mari și costuri în sensul pierderii, pentru că există un verset în Scriptură care spune că tot păcatul se va strânge între vânzare și cumpărare. Conceptul de comercializare, de transformare a valorilor în marfă, asta nu dă bine nici în creștinism, dar nici în spiritualitatea civilizației umane în general. Comerț era și pe vremea lui Isus. Comerț era și pe vremea lui Isus, dar erau valori care nu se comercializau. Astăzi, acum se comercializează orice vrei să astăzi, spuneți. Comercialul tinde să transforme totul în marfă. Și avem nenumărate exemple, dacă vreți, în domeniul sănătății, în domeniul educației, chiar și în domeniul spiritual, abordările de genul ăsta, vreau să mă cunun, mă costă. Deci reflectă un gen comercial de a gândi, de fapt, taina cununiei, taina botezului. Totul se trece prin prisma banului. Asta nu face bine unei societăți. Dar biserica s-a văzut durât în treaba aceasta. Deci asta a fost prima perfidie, că noi suntem acuzați că practicăm ceea ce, de fapt, sistemul ne obligă să practicăm. Noi nu vrem așa. În Scriptură, sistemul socioeconomic descris în Faptele Apostolilor este sistemul comunitarist, comunitatea, economia de tip comunitar. Nu comunist, cum m-au acuzat unii că nu iubesc capitalismul și de asta sunt comunist. Niciodată n-am zis că iubesc comunismul. Deci nici capitalismul, nici comunismul, nici dictatura, nici alt sistem socioeconomic, creștinismul aduce comunitarismul. Asta e prima perfidie. Și a doua perfidie pe care am sesizat-o în această campanie de presă este că suntem acuzați de un lucru pe care noi nu-l putem controla, ca și cum noi ni l-am fi asumat din proprie inițiativă și din cauza asta pierdem și la capitolul imagine și încredere. Pentru că atacurile acestea concertate pe sistemul calomnează, că tot o să rămâne ceva, da? Asta duce la, cum să spun, construcția unei imagini publice în care biserica este vinovată, domnule, și face numai trăznăi. Și se construiește imaginea asta că biserica este de fapt străbătută numai de iude care trăiesc în opulență, trăiesc în lux, fac numai afaceri, toți popii sunt pătați și așa mai departe. Mi-a fost suficient să citesc comenturile la articolul respectiv, că mi-a făcut o idee. Da? Și care a fost? V-ați distrat sau a fost o chestie de amărăciune? Nu m-am distrat deloc, pentru că mi-am dat seama că într-adevăr mass media lucrează. Percepția societății este aceea. Construcția publică a imaginii a unei părți, desigur. Am înțeles. Nu știu dacă mai mare sau mai mică, nu poți să-ți dai seama după 5, 10, 100 de comenturi ce se întâmplă dacă o fi aceeași persoană care postează sub diverse, să zicem, nickname-uri, nu? Sau diverse identități false. Oricum, cert este că se caută și construirea unei probleme de imagine, pe care noi, de fapt, nu avem.
dar alții se chinuie să ne o construiască. Și de aceea am zis dubla perfidie a capitalismului. Pe de o parte ne trăiești într-un sistem după care ne acuzi, tocmai ca să ne destabilizezi. Înțelegeți? Asta e, a fost singura rațiune. Mi s-a părut o, am și denumit-o, mă rog așa, machiaverlâc de manipulare din aceasta denigratoare. E un machiaverlâc. Pe de altă parte însă, societatea a spus-o, funcționează cu bani și instituții. Părinte Axinte, ar putea să funcționeze biserica altfel? Probabil că... Adică fără profit... Iertați-mă, da. Argumentez în câteva secunde. Profit. Când vorbești de biserică și alături profit, cetățeanul spune, dar de ce? Păi biserica da. N-ar trebui să aibă profit. Că asta biserica tocmai ne învață să nu alergăm după profit. Ni și se atunci... alătură niște termeni care nu ne sunt nici caracteristici și nici folositori. Aici e un paradox. De fapt, o înșelătorie media, dacă vreți. Pe de o parte... Suntem acuzați că nu facem deloc, nu dăm ajutoare, nu facem muncă socială din aceasta la ușa săracului, nu facem niciun fel de, eu știu, milostenii, niciun fel de campanie împotriva sărăciei și pe de altă parte se asociază alături, se asociază de fapt bisericii această denumire de această... Etichetă de profit. Deci, cum să ieși din acest paradox? Pe de o parte, suntem într-o lume post-capitalistă, o lume în care nu mai există, nu mai e vorba de capital, ci de atacuri speculative, de bursă, de tot felul de produse bancare. Pe de altă parte, însă, ești obligat să supraviețuiești. Ceea ce se întâmplă astăzi, sau cu știrea aceasta care, bine a zis, foarte scurtă, însă explozivă, pornește de la un vector ideologic din Uniunea Europeană, de fapt din Parlamentul European. Am urmărit o părere, o poziție a Deutsche Welle TV, care nu a epuizat subiectele într-atât încât a ajuns la averea sau, dacă vreți, la profitul Bisericii Ortodoxe Române. Fals și primul cuvânt, avere, și al doilea, profit. Pentru că averea Bisericii Ortodoxe încă nu a fost redată. La 1863 știți foarte bine ce s-a întâmplat. Un mare om de stat, Cuza, a rezolvat problema averii. Și pe de altă parte, însă, tot timpul suntem criticați că biserica nu face niciun fel de misiune, nu face nimic pentru cei care sunt în nevoi. Acest vector ideologic este, cum spuneam, o poziție, un curent în Parlamentul European. E vorba de poziția Germaniei, de gândirea Germaniei asupra economiei europene. Fără să fiu ticălos, nu pot să mă abțin în a gândi că totuși Germania e o țară catolică, ar putea să vorbească mai mult despre averea Vaticanului. Spre... Da, nu e în întregime. Dar nu vreau să fiu ticălos. Catolică, da. Însă vreau să plecând de la ce spuneți dumneavoastră, Enache, dar n-ar trebui lăsată smerenia totuși la o parte. Dacă biserica face lucruri despre care se spune că nu le face. Și știm bine, care sunt acuzele? Că simple. Biserica ortodoxă, că întotdeauna se și precizează să nu care cumva să greșim subiectul. Biserica ortodoxă nu construiește spital pentru săraci, nu are școli pentru săraci, nu are azile pentru oamenii străzii. Toate lucrurile astea întâmplându-se întotdeauna într-o contrapartidă de imagine în partea cealaltă, ca să zic așa. Aici trebuie să discutăm din cel puțin trei dimensiuni la nivel social, pentru că, de fapt, discursul ăsta, să spunem, negativ asupra bisericii, vine din zona socială. Este manipulat de către media, de către zona mediei și are un mare impact în masa socială. Deci avem trei dimensiuni. O dimensiune, spunem, spirituală, care ține de smerenie, ține de modelul preotului, de misiunea bisericii și de multe alte aspecte. Avem o dimensiune economică, care de fapt este inerentă oricărui tip de construcție instituțională, pentru că nu ai cum să funcționezi fără finanțe, fără resurse. Și un al treilea aspect este dimensiunea culturală, care se raportează într-o relație, societate, corpul social și instituția bisericii. Pentru că este o instituție, de ce? Ea este o instituție pentru că așa dori statul laic.
a creat-o ca instituție. Biserica nu avea nevoie de stat, ca să fiu sincer. Dar acum, da, statul avea nevoie de două instituții. Avea nevoie de biserică și a avut nevoie întotdeauna ca să să ne amestecăm chestiile astea. Da. Doar 3 minute te-aș ruga să mă lași ca să putem explica de ce suntem într-o mare confuzie. Eu acum nici nu vreau să fac un fel de, să spunem așa, părtinire într-o zonă sau alta, ci doar vreau să analizez acest aspect din prisma, să spunem, Fiului lui Dumnezeu. Da? Noi suntem toți aici frați într-un Hristos după teoria bisericii sau suntem fii al lui Dumnezeu pentru că toți ascultăm de anumite porunci. Bun. Dar dincolo de aceste porunci de smerenie, de a face, să spunem, de a lucra binele, de a fi un bun creștin, avem și celelalte imperative. Bun, biserica are un profit de 10 milioane de euro. Ce înseamnă 10 milioane de euro pentru un stat care are mii de biserici, care are foarte multe catedrale și care trebuie să administreze toată această avuție pe care o administrează foarte bine, că din cauza asta acumulează. Instituțiile statului, dacă sunt administrate prost și marile combinate și marile fabrice care au fost falimentate intenționat, au ajuns acolo pentru că au fost gestionate prost. Oamenii bisericii, datorită faptului că au ascultare sau că au frică de Dumnezeu sau că au voință, nu scapă niciun fel de leuț sau bănuț necontrolat. Și atunci biserica acumulează. Ce înseamnă 10 milioane de euro pentru biserica ortodoxă română? Doar o clipă. Și găsim oameni din temirice zonă, oameni care sunt, de fapt, fără nume, fără niciun fel de reprezentare, care acumulează doar într-un an sau 2 ani de zile o avere de 10 milioane de euro. Și, pe de altă parte, ne-ar conveni ca să avem o biserică, să spunem, săracă, să nu aibă, nu știu, să nu aibă resurse să poată pune un covor jos sau să poată oferi, nu știu, un fel de masă unor delegații oficiale. Ceea ce nu vede, de fapt, societatea este că biserica face foarte multe acte de caritate. Sunt mii de cantine în toată țara care funcționează pe banii bisericii, chiar și la Constanța. Sunt mii de azile de bătrâni care funcționează cu ajutorul unor mănăstiri și cu banii pe care îi strâng călugării și măicuțele de acolo. La ora asta, la Constanța, putem să punem degetul și să... Sigur că da. Asta... Avem cel puțin 3 cantine sociale. Eu ți le spun, sunt una, există pe strada aceea de jos, care Sfântul Andrei. Una este pe Brătianu și mai este una, mi se pare, în Poarta 6. Și atunci cel de ce biserica știu eu. Pentru că există acest principiu biblic să nu știe stânga ce face dreapta. Dați-mi voie, părinte, să mai explic dimensiunea economică și cea culturală. Dimensiunea economică se raportează doar la modul în care acumulează biserica și declară că are 10 milioane de euro profit. Bun, dar hai să luăm cheltuielile bisericii. Întreținerea acestor edificii... Când vorbim de profit, vorbim de un rezultat. Bun. Economic, spus, care înseamnă diferența dintre cheltuieli. Dar i-am spus, este venituri. Foarte mic pe lângă... Se mai pe lângă... și venitul cu profitul în presă. Sigur, se mai confundă. Anționat. Și este o cifră mică pentru posesiunile pe care Biserica Ortodoxă Română le are în România. Și peste acest aspect, dacă tot vorbim de zona economică, haideți să discutăm și despre Biserica Evanghelică, Biserica Luterană, despre Biserica Greco-Catolică și despre toate celelalte confesiuni. De rit creștin, dar de alte, să spunem, confesiuni, de alte categorii. Discutăm, da? Enache, exact. Bun, asta e dar întrebarea. De ce acolo discuția nu ajunge în zona Bisericii Catolice? De ce nu ajunge acum, fără a fi părtinitori? Mai avem încă o dată avem dimensiunea culturală. Hai să formulăm și aspectul acesta de impact al societății. Ne întoarcem în anii 30. De cultural e altceva. Iar 30 de secunde, te rog frumos. 30 de secunde ca să termin cu această dimensiune culturală. În anii 30, prin 1932, Dimitrie Dărăghicescu, un cunoscut psiholog român, psihosociolog de fapt, a scris o lucrare, Educația femeii, așa era articulat cu 2 de, la români. Și motoul acestei cărți, care e o cărticică micuță de vreo 100 de pagini, este următorul. Pușcăriile sunt pline de bărbați pentru că ei cercetează cel mai puțin biserica. Ce înseamnă acest aspect? Că, de fapt, femeia crescută în frică de Dumnezeu și societatea crescută în frică de Dumnezeu, cu poruncile pe care biserica le păstrează, este o societate, să spunem așa, educată. Enache, și... dimensiunea cu... Iar, ba da, este o dimensiune. Tu. Pentru că dimensiunea acestei frici de Dumnezeu să spun că are locul impact pozitiv asupra societății. Zeci de mii de credincioși ajung în Dobrogea nu este un loc construit cu mulți bani, nu este un loc în care profitul, și a spus cuvântul, ca să folosim cuvântul ăsta, da? Și vorbim de peștera Sfântului Andrei. Deci, sunt multe alte locuri în Dobrogea unde ajung mii de credincioși. Mai avem un minut și un pic,
am să vă adresez întrebarea acum, luăm pauza de publicitate și întrebarea. Repet, de ce biserica tace atunci când se vorbește de un profit de 10 milioane de euro și biserica nu iese și spune da, avem un profit, dar îl folosim pentru că aici, 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 aici. Am avut reacții de la Patriarhie, a fost mult mai, Părintele Stoica, mi se pare, care e purtător de cuvânt. În tonul mass media. Da, pe un ton atât de jos încât a fost foarte din deferență foarte pierdut. Și din smerenie. Asta întreb, nu taci trebuie tu să vorbească faptele tale. Dar nu trebuie dată smerenia din când în când la parte, pentru că genul ăsta de enunț biserica face un profit de 10 milioane de euro duce la întrebarea următoare: de ce să-i mai dăm bisericii bani de la stat, bani publici, când biserica are profit? Noi explicăm luăm publicitatea și ne întoarcem.